am muncit. Dacă vezi ce curățenie la mine în casă, mănânci de pe jos. Și asta nu. Pățitea să arăt un habar, n-ai până la 3 am plâns tot pe noapte. Ena! Cum? Ești trist, Alexandru, mâncă-ți... Mâncă-ți ești mijareta. Foarte. Ești supărat. Mulți au invidia pe mine și pe tine. Le-am explicat. Nu înțeleg nimic. Uite, se audă și Bogdan. Nu știu ce aveți cu mine și cu el. Noi ne iubim sufletește, oameni buni. Voi vorbiți aiurea. Sincer. Dar v-am mai zis. Nu vă dau voi doar să jigniți. Pentru că voi nu știți ce este în sufletul meu. Nu știți ce zace acolo. Să mă jignească. Că zic că din cauza ta m-am despărțit de domnul respectiv. De la Sămura, Alisa. De Ionuț, i-am dat cu... Futu-ți după că mi-aș... Am ieșit afară, cică. N-a ieșit. Ai întors camera. Ce ai făcut? Păi am ieșit afară și am călcat și am făcut numai smecle. Băga mi-aș piciorul. Băi, am dat comentariul lui Ionuț. Are altă gage cu Ionuț, ai văzut? E alta, e a trei, are trei gage ce-o avut într-un an, nebunul. Mălina, te pup. Băi, prea așa. Bă, trei gage, să pupa cu ea, cu... M-am înnebunit, i-am dat mesaj, i-am dat comentariul. Am zis, Ioane, lasă gagecile, vino acasă, întoarce-te acasă. Zici că eu sunt într-o relație cu el. Nu tu. Nu mai întrebe că dau divorțul eu, mă duc și mă ajută și fac divorțul, tată. Nu mai vreau, nu mai vreau. Dar ce, erați frumos cu acte? Dar nu, frate. Nu erați cu acte, nu? M-am pus dracu de mantununa și cu el. Cum, mă, cu acte? Da. Văleu. Dar mă rezolvă, frate, mă rezolvă la primărie. Treci pe trandafiri, ha? Mă rezolvă la primărie și atunci știu că scăpată și atunci pot să-mi refac și eu viață.